ar fi ajutat mult de tot în ceea ce însemna viața mea academică. Se opune total a ceea ce înseamnă sistemul de învățământ românesc. Salutare, lume bună și frumoasă! Ce faceți? Bună dimineața la cafea! Eu am o cafea aici și vă recomand să vă luați și voi o cafea, pentru că de astăzi începem clipurile dedicate cărților, în ideea în care am vorbit cu voi pe Instagram și acolo la Communities pe YouTube și v-am întrebat dacă vreți să fac book review-uri specifice pentru o carte anume. Pentru că îmi place să vorbesc despre cărți și în ultima vreme am găsit niște cărți foarte interesante despre care parcă aș vrea să vorbesc mai mult decât, nu știu, o idee, două, așa, pe care le spun în clipurile cu repapuri. Și de-aia am zis că odată la ceva timp să povestim despre anumite cărți care mi s-au părut mie interesante, să venim cu idei, să venim cu povești despre ele și să vedem ce am înțeles despre ele. Pentru astăzi am o carte foarte interesantă pentru voi, cel puțin așa mi s-a părut mie, foarte interesantă, pe care mi-aș fi dorit foarte, foarte mult să o descoper când s-a lansat. Ea s-a lansat în 2017, nu știu exact când a fost tradusă în engleză, pentru că inițial a fost publicată în germană, și cu siguranță dacă aș fi găsit-o mai devreme, măcar în facultate sau la master, m-ar fi ajutat foarte mult, da? M-ar fi ajutat mult de tot în ceea ce însemna viața mea academică, să spunem, dar cred că și după aceea m-ar fi ajutat, pentru că îți dă un tool care îți poate fi util și pe parcursul vieții, nu doar în perioada asta de studiu. Și este o carte pe care, iarăși, cred eu cu tărie că nu o vom găsi tradusă în România. Eu nu am găsit-o, am căutat-o, să văd dacă există tradusă, pentru că mi-aș fi dorit să o am fizic și a trebuit să o citesc pe laptop online, pentru că nu se găsește, bine, se găsește fizic, dar în engleză, dar nu se găsește tradus în română și nu cred că va fi tradusă prea curând, decât să fie unul suficient de nebun și de excentric ca să o traducă și să o publice în română. Asta pentru că se opune total a ceea ce înseamnă sistemul de învățământ românesc și a ceea ce ne învață sistemul de învățământ românesc, și o să vedeți la ce mă refer când ajungem la punctul cu pricina. Cartea se numește How to Take Smart Notes, de Zonke Aram, cred că se numește autorul, este neamț. Zonke este profesor cercetător la o universitate din Germania pe filozofia educației. Da, oamenii bogați care nu au problemele noastre curente se mai ocupă și de așa ceva. Și el se ocupă foarte mult cu cercetarea studiului, a educației, a învățării, a gândirii, a ceea ce înseamnă gândire, educație, evoluția omului și așa mai departe, evoluția mentală a omului și așa mai departe. Și așa a ajuns să afle povestea lui Nicholas Lumin. Nu are treabă cu Harry Potter, nu este Lumin din Harry Potter, ci este un sociolog german care s-a născut în 27 și singurul motiv pentru care am reținut asta este că bunica mea era născută cu un an înainte. Iar acest Nicholas Lumin a dezvoltat un sistem foarte interesant de luat notițe și de făcut un fel de bază de date cu informații utile în cercetarea ta sau în lucrurile pe care vrei să le scrii și, mă rog, în activitatea pe care o ai. Lumin a fost inițial, cred că avocat, dacă am reținut eu bine, sau jurist sau ceva la o companie din asta și nu-i plăcea deloc pentru că avea parte de foarte multă interacțiune cu oamenii, iar lui îi displăcea profund să aibă legături cu oamenii, să aibă interacțiuni cu oamenii. Și în casă se pare să se recupereze după toate interacțiunile astea, citea foarte mult. Citind foarte mult, a început să ia notițe din ce citea. Dar tot luând notițe și făcând chestia asta pe o perioadă mai lungă, și-a dat seama că notițele erau inutile și la un moment dat, după ce a căutat diverse soluții pentru a face notițele să-i devină utile și să-l ajute, că de până la urma urmei de aia a luat notițe, a dezvoltat sistemul care se numește Zettelkasten. Zettelkasten înseamnă în engleză sleep box sau, pentru noi să ne fie mai ușor, acele
sertare cu cartonașe, cu bucățelele alea de cartonașe care, pe care le găseam inclusiv la bibliotecă, dacă vă aduceți voi aminte, că erau fișele pentru cărți cumva sau erau sertarele alea micuțe, dreptunghiulare, mă rog, micuțe în sensul că nu erau de dimensiuni foarte mari, dar lungi așa, și erau foarte, foarte multe cartonașe din alea cu notițe pe ele. Ei, el s-a folosit de sistemul ăsta pentru a acumula informații și pentru a strânge informațiile pe care le citea și de care i s-au părut lui interesante. Doar că felul în care a făcut strângerea asta de informații a fost foarte interesant și de aici începe de fapt toată magia și toată nebunia. Și anume că și-a dat seama că este inutil să scrii, să copiez citate, da? Spre exemplu, eu am obiceiul, când citesc o carte oarecare, să fac chestia asta. Stați așa să vă arăt. Să subliniez și să pun un tem. Nu știu dacă se vede, că e o lumină destul de puternică, vedeți? Subliniez și pun un tem ca să știu că acolo am subliniat ceva. Bun. Eu mi-am făcut un sistem din asta prin care culorile înseamnă ceva pentru mine, mă rog, poate. Ideea este că dacă doar subliniezi într-o carte, așa, nu te ajută cu nimic. La fel și dacă iei citatul respectiv și îl copiezi, nu te ajută cu nimic. Prin urmare, ce îți recomandă Lumin să faci și ce a făcut el de-a lungul timpului, a luat citatul respectiv, s-a gândit ce îi transmite citatul ăla, practic la transpus cu cuvintele lui, da? Pe acea hârtiuță îl transpunea cu cuvintele lui. Și partea și mai interesantă este că de-a lungul timpului, tot citind și tot acumulând informații, a început să lege notițele între ele, că de fapt ăsta este secretul sistemului, de a lega notițele între ele, de a ști că, băi, am citit astăzi, spre exemplu, punem cazul, nu știu, dăm un exemplu banal. Am citit astăzi o carte de filozofie care tratează rațiunea, da? Și am extras niște idei de acolo despre din cartea asta, le-am transpus cu cuvintele mele pe acea bucățică de carton, de hârtie, și după aceea citesc o carte de psihologie care vorbește despre ce înseamnă rațiune din perspectivă psihologică. Eu, pentru că aveam notițele inițiale de la cartea de filozofie, o să le leg în cele două, da? Cele de la cartea de psihologie cu cele de la cartea de filozofie. Astfel încât, în momentul în care vreau să mă duc să-mi reamintesc ce știam eu sau ce informații am despre rațiune, să știu, să am ambele informații, da? Este foarte important ca aceste notițe să fie interconectate. Lumin a făcut chestia asta printr-un sistem de numerotare care era destul de complex și care e destul de dificil, mai ales că la vremea lui totul se întâmpla cu creionul și cu pe hârtie, da? Dar în ziua de astăzi avem avantajul că există deja foarte multe platforme din astea care te ajută să faci sistemul ăsta. Eu, de când am citit cartea, am început să folosesc Notion. Este o platformă în care exact asta faci. Îți faci notițe și le poți interconecta și le poți separa pe categorii, pe domenii, pe cum vrei tu. Evident, sistemul ăsta se adresează cu precădere cărților de non-ficțiune, cărților din care extragi ceva, dar credeți-mă că puteți să faceți și cu cărțile de ficțiune. Dacă vreți să vă faceți, nu știu, un fel de bază de date a bibliotecii voastre sau să scrieți ce ați reținut dintr-o carte pe care ați citit-o, fie ea și de ficțiune, puteți să faceți fără nicio problemă. De ce am zis că este total pe dos față de sistemul de învățământ românesc? Pentru că sistemul de învățământ din România, știți foarte bine, te învață să tocești, te învață să scrii până nu mai poți după dictare, te învață cu precădere să copiezi lucrurile și când vine vorba de lucrări de licență, referate, dizertații, doctorate, după cum vedem, lucrurile stau foarte rău. În România sistemul este: citești o carte, iei un pasaj din ea, schimbi câteva cuvinte și, și l-ai pus acolo în lucrarea ta. Nu e așa. Nu așa se face o lucrare de licență, de exemplu. Nu așa o faci, da? Ideea este să citești cărți cât mai multe despre domeniul ăla, să vezi exact oamenii ce au mai cercetat, ce au mai făcut, la ce concluzii au ajuns. Din toate lucrurile astea le iei și faci un rezumat cum ar veni pentru fiecare și ulterior îți tragi propriile concluzii.
Așa se fac lucrările, de fapt, da? Dar pe noi sistemul de învățământ românesc nu ne învață chestia asta, decât foarte rar și foarte greu. Și ca idee, Lumina a scris de când s-a apucat de sistemul ăsta până la finalul vieții vreo 9000 de astfel de sleep notes, ceea ce înseamnă cam 6 cartonașe din alea pe zi, care erau toate interconectate între ele. El a fost... După aceea a fost sociolog, a devenit sociolog și a fost profesor de sociologie și a trebuit să-și facă lucrarea de doctorat, pe care a zis că și-a făcut-o în 30 de ani. A estimat exact 30 de ani, eu știu că era acolo, 30 de ani, cost 0 și nu știu ce, mai nu pusese. Dar în ăștia 30 de ani, cu ajutorul acestui sistem de notițe Zettel Castle, a scris undeva la 70 de lucrări. Da? Ceea ce mi este fabulos, ceea ce mi se pare extraordinar, pentru că înseamnă foarte multă muncă de cercetare și unul din principalele lucruri pe care Lumin îl subliniază este că în momentul în care ai sistemul ăsta, nu mai ai blank-uri de idei. Vei avea constant idei, pentru că tu citești din domenii variate și poți să aduni ideile din aceste domenii variate într-un loc și în momentul în care tu nu știi despre ce să scrii, găsești o idee prin notițele tale. Este imposibil să nu găsești o idee, da? Și plus de asta ai și informații. Iarăși este revenind la ideea cu copiatul motamo, cum facem noi, cum suntem noi învățați. Nu are sens să treci citatele decât dacă sunt importante, nu știu, e o vorbă de duh pe care a zis-o cineva. Altfel nu are sens să treci citatul în sine în aceste sleep notes pentru că nu le reții și nu te ajută cu nimic în momentul în care iei lucrurile pe care le-ai citit și le transpui cu cuvintele tale și le și scrii cu cuvintele tale, îți rămân mult mai bine în minte. Pentru că ideea nu este doar să notezi pe hârtiile alea și să uiți că au existat, că atunci n-ai făcut nimic. Ideea este să -ți și rămână ceva în cap. Și așa îți rămân mult mai bine în cap. Un sfat foarte inteligent pe care l-am primit la un moment dat de la cineva și pe care l-am realizat foarte târziu, deci foarte, foarte, acum câțiva ani, cumva de-abia mi-a bușit în minte că, bă, e un sfat inteligent, a fost faptul că mi-a zis cineva, zice, în momentul în care citești o pagină dintr-o carte, oricare ar fi ea, nu contează, că e carte de fantasy, că e o poveste, că e un manual, orice, citești o pagină, oprește-te și gândește-te ce ai citit. Încearcă să faci un rezumat la ceea ce ai citit. Ei, exact asta înseamnă acele sleep notes. Evident, nu le vei face pentru fiecare pagină, vei scoate ideile esențiale din acea lucrare pe care o citești, dar este genial sfatul ăsta din punctul meu de vedere și de-aia zic că este unul dintre cele mai bune, pentru că așa reții în momentul în care treci prin propriul filtru lucrurile pe care le citești, așa le reții lucrurile. Că degeaba vine cineva și îți spune niște termeni din ăștia academici, foarte pompoși, foarte, nu știu, contondențe așa, spune o teorie, că n-ai să o reții. Dacă, în schimb, elimini toți termenii ei, ai dai la o parte și îți dai seama care e ideea prin cuvintele tale și prin limbajul tău și mai ales îl mai și scrii, cu siguranță o să-ți rămână în memorie. Eu am extras 3 idei majore din această carte, How to Take Smart Notes, nu doar ideea cu asta cu Zettel Castle sau cu Sleepbox-ul, ci mai sunt niște idei pe care le-am extras aici, anume că writing is thinking, adică mi s-a întâmplat și mie de foarte multe ori când voiam să scriu ceva, chiar și o postare pe blog sau mai știu eu ce, mi s-a întâmplat să n-am o idee, să nu știu cum să încep sau să nu ai ce... Nu-ți vină cuvintele, nu știu, ai vrea să scrii, dar nu știi ce. Și atunci te apuci și scrii. Lumin zice să scrii. Zice să scrii pentru că nu contează ce scrii și inițial e vorba de notițele tale. Chiar n-are importanță că nu se potrivesc cuvintele, că ai făcut dezacorduri, că nu știu ce. Nu trebuie să ai chestiile astea neapărat în minte, ci scrie. Apucă-te și scrie și mai ales procesul de a scrie cu pixul, by the way, este foarte important pentru că îți stimulează creierul mult mai mult.
Și apucă-te și scrie, pentru că scrisul în sine este gândit și după aceea, când te oprești din scris, poți să reiei tot ce ai scris și să-l rafinezi și să-l pui într-o formă decentă, vizibilă pentru alții, adică să, care poate fi arătată și altora, da? Deci apucă-te și scrie, nu știu, cum scrii tu și cum îți vine și în timp ce vei scrie o să te ajute. Și de asta zice el că în timp, făcând exercițiul ăsta, vei deveni mai bun și nu vei mai avea blank-uri de idei. Vei ști ce să scrii, vei ști cum să scrii, vei ști ce să notezi, îți vei da seama care sunt punctele importante din ceea ce scrii și așa mai departe. Apoi, al doilea punct pe care l-am reținut a fost ăsta cu Zettel Castle și anume să ai un sistem extern unde să îți depozitezi toate informațiile, pentru că iarăși școala românească ne învață că trebuie să reții totul în minte. Ceea ce este un puțin cam imposibil, da? Este foarte bine să ai cultură generală, este absolut fantastic, este absolut fabulos, dar este imposibil să reții atât de multe lucruri pe cât citești sau pe cât ți-ai dori, da? Mai ales că suntem ființe extrem de polisociale, ca să spun așa, adică ne învârtim în foarte multe cercuri, facem foarte multe lucruri și mai ales noi ca femei avem foarte multe părți din noi împrăștiate în toate direcțiile și este foarte greu să reții absolut tot, da? Este foarte greu să reții, nu știu, toată cartea asta sau să reții pasaje importante, citate importante sau mai știu eu. Și atunci un sistem din ăsta în care să-ți vomiți efectiv tot creierul și ce gândești, te ajută foarte mult. Ideea asta se leagă de o altă carte pe care o vom discuta la un moment dat, care se numește The Second Brain. Mă rog, ideea este de a avea un second brain, adică ceva unde să-ți vomiți toate cunoștințele și informațiile și de unde le poți accesa foarte ușor. Repet, trăim în era tehnologiei și nu mai este cazul de acele sleep notes, dacă vreți voi. Am văzut pe internet că sunt oameni care își fac din astea cartonașe cu notițele lor, ceea ce e ok, fiecare cum consideră. Eu, una care de multe ori nu-mi înțeleg nici scrisul meu, mă ajută foarte mult varianta electronică. Pot să-mi trec notițele acolo, pot să le împart pe categorii, să le numerotez pe categorii și pot să le interconectez între ele, ca atunci când deschid o notiță să văd că, băi, stai un pic, asta se mai leagă și de celelalte notițe, da? Și pot să mă duc să iau informațiile și din celelalte. Dar astea două se leagă, adică ideea cu Zettel Castle și The Second Brain se leagă foarte bine și te ajută foarte mult. Mult și cred că sunt foarte utile și nu numai dacă ești în zona asta academică, adică ești la liceu, facultate și așa mai departe, sau dacă ești într-un mediu din asta de cercetare, cred că te poate ajuta și pe tine așa ca om la nivel de cultură generală, să-ți pui acolo idei legate de, nu știu, din cărțile pe care le-ai citit sau ideile pe care le ai tu, care îți vin în minte sau mai știu eu ce, dacă ai un blog, dacă ai tendința în general de a gândi în scris foarte mult, eu cred că e un sistem și foarte o altă mult. Idee pe care Lumin o avea și pe care am extras-o și eu din cartea asta este că e bine să nu rămâi blocat într-un singur proiect. Că vă ziceam că el a lucrat timp de 30 de ani la lucrarea lui de doctorat, dar în egală măsură a mai publicat alte materiale și alte cărți, da? Undeva spre 70 până și-a terminat doctoratul. Și ce zice el este că cu acest sistem Zettel Castle nu e nevoie să rămâi blocat pe o singură lucrare, da? Dacă astăzi ești, nu știu, dacă astăzi vrei să vorbești despre filozofie, nu știu, vorbești despre filozofie. Mâine poate nu mai ai chef. De ce să te chinui să vorbești despre filozofie, să-ți consumi energia? Poate nici nu-ți vin ideile bune, poate nici nu-ți arde, poate nici nu ești în stare perfectă și nu înțelegi. De ce să te chinui mâine să vorbești despre filozofie? Mâine poți să tratezi alt proiect și așa mai departe. Adică poți lucra la mai multe proiecte în paralel, pentru că ești mai productiv în momentul în care lucrezi după chef, să-i spunem.
Știți? Asta se leagă și de ideea pe care vă mai spuneam eu mai de mult cu cititul cărților, că nu ajunge să... Nu e ok să citești o carte, să rămâi blocat într-o carte, să citești numai cartea aia și să stai de ea, să tragi cu dinții de ea până o termin. Bă, nu-mi place, dar eu trag cu dinții de ea. Sunt obosită, nu înțeleg nimic, citesc din ea seara, stau 3 ore și citesc din ea, nu înțeleg nimic. Da, eu trag de ea. Știți? Nu e ok. Ideea, vă ziceam că este indicat și am observat de-a lungul timpului că e bine să-ți iei mai multe cărți. 2-3 cărți pe domenii diferite, că astăzi ai poate creierul obosit sau ești obosit sau nu ți arde și atunci te duci către o carte ușoară de fantasy. Mâine poate ești mai alert, mai activ, îți place, nu știu, te intrigă ceva, ai niște întrebări, te duci către filozofie, poi mâine vrei, nu știu, o carte de self-help sau un crime sau ceva de genul ăsta, da? Deci cu cât citești mai mult, cu atât îți deschizi orizonturile, nu e bine să rămâi blocat într-o carte și în egală măsură nu e bine să rămâi blocat într-un singur proiect, da? Poți lucra la mai multe proiecte deodată. Și are sens ceea ce zice Lumin, pentru că și în școala noastră, de regulă, suntem făcuți să lucrăm la mai multe proiecte. Adică avem proiect la chimie, la istorie, la matematică, la, nu știu, la toate astea, la română și așa mai departe. Vorbesc de liceu acum, da? Știu că aveam mai multe proiecte care trebuiau să se finalizeze la sfârșitul semestrului și atunci lucrai concomitent la mai multe proiecte, da? Deci are sens treaba asta și are sens uitându-te la parcursul lui. Mi-a plăcut conceptul din carte, mi-a plăcut povestea lui Lumin, mi-a plăcut toată ideea asta de a-ți vărsa creierul într-un loc și de a nu avea neapărat nevoie. Că știți care e chestia? Eu am observat de-a lungul timpului că unii oameni devin foarte leneși din punct de vedere mental, tocmai pentru că se sperie că trebuie să rețină tot. Și să rețină mult. Și sperie chestia asta. Și dacă mai vine și cineva din spate și spune, păi, tu ești un prost, mă, tu nu ești capabil să reții, se plafonează, se duc. Ei, așa poți să nu fii neapărat prost și nici nu trebuie să reții tot. Trebuie să reții conceptele, ideile de bază și te duci, știi unde să le cauți. Te duci și verifici ideea în sine. Și mi-a plăcut conceptul în sine al cărții ăsteia. Un mare minus pe care l-am văzut că îl critică multă lume, eu nu l-am văzut când am citit cartea, dar mă rog, multă lume îl critică că nu-ți dă un fel de indicații mai precise de cum să iei notițe. Și chiar mă uitam la un interviu cu autorul care zicea că nu prea poți să dai indicații și sunt de acord cu el, că nu prea poți să dai indicații de cum să iei notițe. Fiecare ia notițe după cum consideră, adică nu o să vină nimeni, nu poate să vină nimeni să spună, nu, notează de la paragraful 2, scoate ideea de acolo și notează-o pe aia. Nu poți să faci chestia asta pentru că fiecare om este individual, da? Are modul lui de a procesa lucrurile și modul lui de a extrage ideile și modul lui de a pune în aplicare toate chestia asta. Este un sistem care, în ciuda ideii de bază că este foarte static și foarte rigid, de fapt este un sistem care poate fi adaptat și este volatil, ca să spun așa, în funcție de persoană, da? Nu trebuie neapărat să faceți identic cu ce a făcut Lumin, ci să-l adaptați la stilul vostru de viață și să-l adaptați la felul în care știți că gândiți voi. Este, cred că cel mai important lucru înainte de a vă apuca de treaba asta este să știți cum gândiți. Că, de exemplu, dacă voi știți că aveți, nu știu, un stil de a vă nota lucrurile și de că gândiți schematic sau gândiți într-un anumit fel, faceți chestia aia, adaptați sistemul la felul în care gândiți voi. Nu vă contorsionați mintea și nu vă obligați mintea să lucreze către sistemul ăla. Dar este un sistem pe care îl puteți pune în aplicare și am observat că este pus în aplicare chiar de studenți, de mulți studenți care învață după sistemul ăsta, da? Pentru că nu tot citul este cheia și nu să înveți pe din afară niște termeni idioți este cheia, ci ideea este să reții niște concepte, să știi de ce să te legi, să știi unde să te duci să cauți informații, nu să înveți niște termeni înțepeniți
care cel mai probabil nu o să ajute pe nimeni. Da. Aș vrea să știu cum mi se pare ideea asta de Zettel Castle și dacă ați citit cartea, dacă v-ați întâlnit cu ea, dacă vi se pare interesantă sau dacă nu, bineînțeles, puteți să-mi spuneți și dacă nu vi se pare interesantă și spuneți-mi dacă mă vreți să mai facem astfel de book review-uri, pentru că eu personal aș vrea să fac și mai ales la cărți din astea care să fie utile, nu neapărat la fantasy, deși bănuiesc că o să mai fie și fantasy și alte nu știu, tipologii de cărți, dar cu siguranță vreau să mă axez mai mult pe cărți care sunt utile oamenilor și din care pot învăța ceva și care vă pot ajuta cu ceva, că până la urmă, ăsta e scopul nostru în viață, să ne ajute lucrurile pe care le facem. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și vă aștept și în următorul clip. Ciao!